Bună, sunt Miana. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, mă ajută foarte tare. Duminică în casa Mireasa, știți că e plictiseală, așa că fetele s-au apucat să facă curat. Am curățat peste tot și în live, în living, acolo unde se face live-ul. Bucătăria, baia, ele au ales această zi pentru curățenie generală, că rest nu au timp, așa că Laura a vrut să-și pune la spălat pentru că era liber și uscătorul e foarte mare problemă. Am văzut că și acum e, staful n-a soluționat această problemă cu uscătorul, deci Laura punea la spălat, iar Cristina a oprit-o, nu spăla că e păcat și zice Laura, doar nu spăl eu, spală mașina, dar să faci curat, să gătești, nu e păcat? Eu nu știu de unde atâta să creze lucruri din astea, acum, în secolul 21. Asta e un fel de spălare pe creier. Nu mi-a plăcut. Iar mamele vorbeau între ele și vorbea și cu Maria că au multe mâncare în frigider. Pentru că fetele, de când cu ovăzul, nu mai vor să mai mănânce. Șervan le-a învățat și acum toată lumea vrea terci de ovăz să mănânce, nu mai vor să mai mănânce mâncare. Da. Iar tot dimineața, Andrada și Valentina stăteau de vorbă despre Liviu, că știți că a fost o apropiere între Liviu și Andrada la petrecere, dar Andrada spunea că nu simte nimic. Nu simte nimic. Da. Apoi au vorbit puțin și de Albert, au mai vorbit că asta am văzut și eu, că a fost forțat băieții, cum îți băieții glumeți să o sărute pe Antonia, de el s-a ferit cât a putut. El nu vrea și a spus clar că nu vrea, nu știu de ce mai insiste. Să râde. Păi am văzut acum, erau pe terasă și râdeau de Albert. Dacă a plecat Silviu, care era calul lor de bătaie, a început cu Albert, că el e mai moale așa. Hai să vedem ce o să discute în emisiune luni. Vorbeau mamele despre ce s-a întâmplat la gală, că cea care a votat-o pe Delia pentru eliminare chiar îi părea rău și acum se bucură, parcă doamna Mariana, se bucură că a rămas în casă, că ați văzut, e pe cale să-și formeze un cuplu, așa că e bine că a rămas, măcar dacă și-ar forma să mai fie mai multe, dar cred că o să-i pună, adică cred sigur că o să-i pună întrebarea. Și mai vorbea și doamna Daniela, care a spus de ce a votat-o pe cea care era în, pe Maria Parcă, cea care era în top, a zis că oricum nu pleacă, că e în top. Și a zis Simona Gherghe că e greșit, în sfârșit a priceput și ea, a priceput regulamentul staffului. Și Ioana zicea că e foarte emoționată de fiecare dată când trebuie să voteze, că ar fi foarte bine să nu mai voteze mamele, să voteze băieții, pentru că e foarte greu să pună una dintre fete la eliminare. Da. Iar Iuliana vorbea cu Ioana, cu doamna Ioana, despre Dediș, despre Delia și despre Eliza. Zicea că Dediș să aibă mare grijă, că el când pleacă de la Mireasa, pleacă de mână cu soția, care o fi aia. Nu pleacă nici cu susținătorii, nici cu nimeni din casa Mireasa. Cu soția și are dreptate. Dacă el simte că vrea să facă cu ea ceva, un cuplu, să facă. Dacă nu, ați văzut, uitați și în sezonul 8, deja au început despărțirile. Sergiu și Mati s-au despărțit de când? De vreo lună de zile. Uite că noi n-am știut când au pus. Abia ieri am aflat eu că s-au despărțit. Păi dacă nu se potrivesc, de ce să rămână împreună? Ei au făcut cuplu doar în vederea premiului și nimic altceva. Vedeți, aceste cupluri nu țin deloc. Băieților le-a plăcut dansul Andradei cu acest costum de belly dance, da? Și, dar fetelor nu prea, am văzut-o pe Valentina că a criticat-o, că nu se mișcă bine. Cum adică nu se mișcă bine? Andrada a făcut școală pentru asta. Așa că eu cred că doar invidia vorbește din ea. Invidia. De ce să nu se miște bine, dacă ea e profesionistă? Și mie mi-a plăcut, a fost...
cât de cât. Eu cred că din cauza lui Liviu. Așa cred. Toate certurile între fete sunt pentru băieți, normal. Dar și băieții vorbeau de Antonia, n-o plac. N-o să găsească pe nimeni, cel puțin dintre băieții care sunt în casă, n-o vrea nimeni. Și vorbeau de ea că era biată, că s-a făcut de râs, că s-a ținut după toți. Că nu, că nu se face așa ceva, mai ales o fată, pare foarte urât să țină după băieți, chiar pare, să știți. De afară se vede extraordinar de urât. Și nu doar la petrecere, unde să zicem că era beată, că au și spus că n-a vorbit, ea a vorbit vinul, unde a băut și acolo, dar și în alte zile, tot la fel, când se ținea după Albert și da sau nu, da sau nu. Adică a pus presiune mare pe el și el tânăr, fără experiență. Dar Albert, ce să zică și el, zice, fiecare face ce vrea. Valentin a comentat foarte mult despre ea. El a zis de vin că, dar și după el s-a ținut, după tot s-a ținut. Nu știu ce vrea fata asta să facă cu viața ei. Cred că nici ea nu știe. Doar cum un lucru e sigur, nu o să o vrea niciun băiat pentru cuplu. Absolut niciunul. Da. Și ea spunea fetelor că Valentina a încercat să o sărute de câteva ori și ea n-a vrut, pentru că el a fost cu mai multe, păi și ea nu tot la fel. Și Valentin s-a ținut după mai multe și ea s-a ținut după mai mulți, dar uite că nu se vor, el nu vrea pe ea. Da. Și că nu simte nimic pentru el, dar pentru ea simte cineva ceva, asta ar trebui să întreb. Antonia a dat un mesaj la Antena Play și voia să explice ceva, eu n-am înțeles nimic, a se încurca în explicații, că ea n-a vrut să zică asta, că a vrut să zică altceva, că ea spunea că a plâns 2 săptămâni, dar nu asta a vrut să spun, nu știu, n-am înțeles. Multe lucruri nu înțeleg din ce vrea să spună, că se încurcă foarte tare în explicații. Nu știu cine am celor care i s-a adresat, dacă au înțeles ceva ce a vrut să spună, apoi a început să mulțumească unei doamne susținătoare de ei. S-ar putea să fie tot una, tot așa ca ea, din moment ce cineva, o femeie, zic, poate să susțină asemenea specimen, că vrea să fie votată, să rămână în casă, nu vrea să plece, bineînțeles, că în casă e bine, are de toate, mai ales iarna. Mulțumește pentru cadouri, dar zice că nu vrea cadouri, vrea decât scrisori, că o ajută, sfaturile care le primește. Și normal că are și frica tare, această frică ei de eliminare. Păi, dar dacă nu știe să se comporte, normal că mamele o votează, normal. Pentru că, ați văzut, a fost votată de 3 mame, cel mai mult ea a fost votată dintre toate fetele. Bine, a fost și celelalte, dar ea a avut 3 voturi. Dacă pica mama săptămânii care a votat, ar fi plecată, ar fi intrat în cursa de eliminare. Și dacă ar fi intrat, ce-mi pasă? Oricum nu o să aibă prea multe zile în casa mireasa, pentru că de moment ce nu o să facă niciun cuplu și o să se victimizeze în continuu, că doar asta face. A văzut ea că dă bine puțin. Ați văzut și din sezoanele trecute? Andrei, din sezonul 7. A început cu victimizarea odată de două ori, s-a plictisit lumea de același lucru, a fost în top și după ce a căzut. Nu merge și victimizarea la nesfârșit. N-a mers niciodată. Adică ce-i pasă cuiva că ea nu e așa? Păi dacă nu e așa, nu fă așa. Să contrazice singură, să încurcă în vorbe. Cred că încep să dau dreptate vipelor vesele de biluțile alea care le ia, care a întunecat mintea. Așa cred. Răutăcioși băieții s-au apucat, erau pe terasă și vorbeau despre petrecere. Apoi am început, Liviu mai ales, Liviu e miștocar mare. A început să vorbească despre Albert și râdeau foarte tare, ziceau că nu e hotărât, ce să fie, dar cineva zicea, Cristian zicea, ba da, Liviu e foarte hotărât. Și el tăcea, stătea acolo gânditor, el săracul a picat în casa mireasa, în mijlocul și la băieți și la fete, cu Antonia pe urmele lui, el încă nu a realizat unde e, el n-a realizat încă nu știe pe ce lume trăiește. Și în timp ce îi vorbeau, s-au zis semnalul, au sărit vreo câțiva, bineînțeles că Albert nici n-a clipit, s-au întors înapoi, zice, nu era pentru noi. Că întotdeauna acest semnal spune ceva, un anunț, dar câteodată e la fete și atunci s-aude, bineînțeles, se aude în toată casa. Iar
Liviu Cică s-a declarat într-o cunoaștere cu Andrada, dar unde s-a declarat? Că încă n-a fost întrebat. Să vedem în emisiunea de luni dacă a fost, dacă o să spună că e în cunoaștere cu Andrada. Asta vreau să văd și eu. Dar deocamdată e bine. Sunt bine împreună. Să vedem ce o să fac în continuare. Pentru că îl știți pe Liviu, mai ales că i-a văzut părinții, nu, n-ar fi de el. Andrada e frumușică, e deșteaptă, dar părinții lui, bine, mama lui nu prea zice cine știe ce, dar ceilalți rudele, vă dați seama, că nu o să fie de acord. Pentru că el nu știe părerea celor, dacă zic că dacă îi scrie scrisoare. Dar o să afle, în caz că o să fie ceva, o să înceapă vreo relație serioasă, sigur că o să-și spună părerea cei de acasă, în afară de mama lui, care a văzut că e din afară. Dimineața am văzut-o pe doamna Daniela, că facea sport, a chemat fetele să facă sport. A venit Laura și Maria, apoi a venit și Delia. Foarte, foarte frumoase exerciții, să știți că și eu fac sport, bineînțeles. Dar n-au avut aceste salteluțe pe care trebuiau să șadă, n-au avut. Băieții am văzut că au. Păi, sala de sport e la băieți, când o să se deschide ușile, pot să beneficieze și ele. N-au avut nici covorașe, n-au avut practic nimic. Puteau să pun niște prosoape, că sunt la baie, dacă mai sunt. Când eram noi, erau prosoape la baie care nu aparțineau nimănui. Și era greu, chiar zicea una, o să mă aleg cu niște vânătăi acum, că au făcut. Chiar s-au întăvălit pe jos, le-am văzut pe spate. Daniela râdea de ele și Laura râdea. Păi ce să facă? Dar Laura, mi-a plăcut de ea că s-a dus la cameră și a mulțumit pentru locul din top. Și am mai vorbit și de Cristian. Eu cred că nu datorită că Cristian în top a intrat și ea. Laura chiar merită să fie. După mine e cea mai grozavă fată dintre ele, și frumușică și liniștită, nu se amestecă prin bârfe, cel puțin deocamdată, eu zic până acum. Îi place să gătească, chiar zicea că vrea și ea să facă mâncare, dar nu poate de haosul din bucătărie. Păi să se trezească de vreme, la prima oră, îmi făceam eu. Mă trezeam la 6, mă trezeam la 5, făceam curat, îmi găteam, eu nu găteam cine știe ce. Și după aceea veneau ceilalți, la oră, două, mergeam, îmi beam cafeaua, nu era nicio problemă. Ea chiar ar vrea să se mărite, dar Cristian parcă nu ar fi chiar așa de pregătit, dar vom vedea ce o să mai fie. Iar în încheiere am văzut-o pe Valentina resemnată, chiar vorbea cu doamna Floarea, că ea chiar ar vrea să plece acasă, pentru că a și cerut că să o voteze telespectatorilor, să o voteze că ea vrea să plece, n-are rost să mai rămână, oricum nu o să o vrea nimeni nici pe ea, din cauza jobului. Dar Floarea a încurajat-o și a spus că trebuie să lupte, că dacă o să vină un băiat anume pentru ea, mă îndoiesc de asta. Cam atât am avut să vă spun despre sezonul nou. Vă doresc o zi plăcută în continuare și la revedere!